Thumbnail-ul este foarte important sau putem lăsa așa la voia întâmplării? Îți spun de pe acum, este foarte important. Thumbnail-ul este un magnet, magnet de click. Și magnetul ăsta îl va face pe vizitatorul tău care a ajuns, poate este chiar clipul cel mai potrivit pentru el, a ajuns în panoul de search al YouTube-ului și s-ar putea clipul tău să-i aducă informația cea mai bună. Dacă nu ai un thumbnail bun, el nu va da click, nu va fi motivat să dea click și atunci informația cea mai bună din clipul tău, poate cea mai bună pentru el, nu va mai ajunge la el. De asta thumbnail-ul este foarte important și faci o echipă foarte bună cu titlul. E foarte bine să te gândești la aceste thumbnail-uri să fie cât mai sclipitoare, să zic așa, dar nu într-un mod obositor și nu într-un mod nefundamentat, adică să nu aibă logică sau să nu facă legătură cu videoclipul. Gândește-te la thumbnail-uri să fie foarte, foarte bine structurat. Stabilește-ți un design pentru aceste thumbnail-uri și un design care să fie de cele mai multe ori, eu ți-aș recomanda să fie comun la toate celelalte videoclipuri, astfel încât panoul tău, canalul tău să aibă un design frumos, să aibă un design unitar, adică să nu fie ceva foarte pestriț. Încearcă treaba asta. Eu am fost pus în situația să refac designul de pe un canal la toate clipurile, la toate thumbnail-urile, pentru că arătau foarte urât și nici nu mai aveau o atractivitate și a trebuit să le refac. Vezi că în panoul de Analytics o să ai acolo și un instrument care îți va indica cât de bine funcționează acest thumbnail. Trebuie să te uiți foarte atent și să verifici dacă după o anumită perioadă de timp nu ai o cifră bună de atractivitate din perspectiva thumbnail-ului, schimbă-l, modifică. Pentru că în momentul ăla e clar că nu funcționează și tu pierzi, efectiv pierzi trenul în care ai putea să te sui. De asta gândește-te foarte atent la thumbnail, thumbnail-ul să fie expresiv, să exprime subiectul pe care tu îl povestești în video și să fie într-o milisecundă să exprime foarte mult din ceea ce tu ai vorbit acolo. În felul ăsta tu vei ajunge la vizitatorul tău, la omul care îți poate deveni chiar abonat dacă tu reușești să-i aduci informația clară. Sper eu că te-am lămurit cu privire la thumbnail. Dacă sunt întrebări, apasă butonul de like, dă-mi un comentariu și dacă încă nu te-ai abonat, apasă și butonul de subscribe. Dacă vrei să fii informat automat, apasă și clopoțelul și vei primi notificări atunci când aduc clipuri noi. Nu uita de comentarii, întreabă-mă dacă ai vreo întrebare cu privire la thumbnail. Te salut!